Se cunoaște faptul că talentul nu are vârstă. O dovedește odată în plus și o inedită orchestră de la Roma, care a făcut deja turnee în toată lumea. Interpreții au vârste între 12 și 18 ani. Nu puține au fost însă cazurile de excepție când au primit în rândurile ei și copii de 10 ani. Se numește Orchestra dei Ragazzi de la Academia Națională di Santa Cecilia, sau mai pe scurt, Junior Orchestra. A fost înființată în 2006 și este prima de acest fel din Europa. Deși au vârsta la care cei mai mulți copii se joacă pe calculator sau bat mingea, micii interpreți sunt adevărați profesioniști, iar concertele lor de înaltă ținută impresionează și atrag un numeros public iubitor de muzică bună. Asta și pentru că repertoriul nu este alcătuit din piese ușoare. Dimpotrivă, sigur pe calitățile lor, abordează un repertoriu larg, de la cântece populare precum Jingle Bells, la partituri cu un înalt grad de dificultate de Monteverdi, Bach, Mozart, Beethoven și Dvorak. Junior Orchestra are și un sponsor generos, Loteria Italiană. De obicei, spectacolele tinerilor muzicieni încep cu un mini-concert al celor mai tineri dintre ei, un grup de 33 de copii cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani. Apoi urmează cei 110 instrumentiști ai orchestrei mari. În așteptarea gongului, tinerii artiști par a nu avea niciun fel de trac și se distrează ca într-o recreație. E ca un fel de joacă ad hoc. Ca orice profesionist, pentru a atinge asemenea performanțe artistice, ei au studiat zilnic ore întregi, încă de la vârsta de 4-5 ani. Cu alte cuvinte, au învățat de mult că arta cere sacrificii.